De la începutul acestui an știm deja că, potrivit noii legi a pensiilor, valoarea punctului de pensie s-a majorat cu aproape 14%. Mai știm și că din toamnă se va schimba modul de calcul al pensiilor, actualul punct de pensie fiind înlocuit cu punctul de referință. Iată și alte 11 măsuri fiscale care vizează persoanele fizice și care se aplică din luna ianuarie a acestui an. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală a unui tichet de masă va putea fi stabilită la 40 de lei. Această valoare se va menține cel puțin până în septembrie 2024. De la 1 ianuarie crește valoarea punctului amendă, după mai mulți ani de plafonare, de la 145 la 165 de lei. În perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2026, bugetarii vor primi vouchere de vacanță în valoare de 1.600 de lei în loc de 1.450 de lei ca până acum. Cei ce dețin case sau mașini scumpe vor plăti un impozit special. Cota de TVA la locuințe crește la 9%, doar pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2024. Persoanele interesate vor putea alege să muncească până la 70 de ani. Angajații primăriilor din comune vor beneficia de decontarea navetei. Din această lună se aplică venitul minim de incluziune. Apar schimbări legate de impozitarea pensiilor private. Apare un nou tip de lucrător, prestatorul casnic. Băuturile nealcoolice, dulci, vor intra în rândul produselor supuse accizelor.